avem sfatul de drum bun, așa cum v-am promis. Începând din acest moment, suntem în direct și pe pagina de Facebook Radio Europa FM, pentru că de această dată vom sta de vorbă cu Bogdan Mališca prin Skype. Îl știți foarte bine pe Bogdan, pilot și instructor de conducere defensivă în cadrul Napoca Rally Academy. Și, în primul rând, Bogdan, bine ai venit și în acest format, pe drum cu prioritate la sfatul de drum bun. Ne pot și vedea ascultătorii noștri pe pagina de Facebook și pot comenta, evident, subiectele. Salut, Radu, mă bucur că ne reauzim și long time no see, știi vorba aia. Mă bucur că ne și revedem. Astăzi, Bogdan, am hotărât să vorbim despre un subiect foarte, foarte important, despre transportul copiilor cu mașina, corect și în siguranță, că despre asta este vorba în cele din urmă. Da, din păcate, statisticile arată că 2 din 3 copii nu sunt transportați corect în mașină și aici ne referim mai ales în călătoriile pe distanțe scurte, da? Îl iau de acasă, îl duc până la grădință sau până la școală, îl ia bunica și îl duce până la magazin, deci ceva de genul acesta. Și sunt cele mai periculoase pentru că un copil este mult mai vulnerabil decât un adult. Și asta înseamnă că orice minim accident în care mașina este implicată, pentru un copil poate să genereze urmări grave și nu de puțin ori, din păcate, și fatale. De aceea ar trebui ca noi, ca adulți, care avem discernământ și încercăm să fim niște oameni responsabili, să înțelegem că din perspectiva copilului, modul în care îl transportăm capătă o altă, și siguranța lui capătă o altă dimensiune. Sunt tot felul de standarde care în acest moment operează în Europa și ultimul și cel mai actual ar fi, se numește e-size. Este un standard undeva începând cu anul 2019, standard de siguranță a celor scăunele care trebuie să respecte aceste standarde și care să oferă protecție realmente corespunzătoare copilului nostru în măsura în care aceste scăunele sunt folosite corect. Și aici ar trebui să tragem niște semne de exclamare, pentru că trebuie să știm noi, în calitate de părinți, cum ne transportăm copilul. Ce scaunel este adecvat vârstei copilului nostru și, evident, să-l folosim în concordanță cu vârsta care se schimbă de la unul la alta. Asta înseamnă că undeva până pe la 10 luni, un an, folosim acele scoici. Acele scaune de copil cu formă de scoică, în care copilul stă cam cum stătea în burta mămicii, undeva așa ca într-o mică covată, și care este cea mai sigură formă de protecție în caz de transport. Acele scoici de regulă se pun cu spatele în direcția de mers. De fapt, mersul cu spatele este cel mai sigur în caz de impact și pentru un adult. Chiar și producătorii auto, îmi cer scuze că te întreb, Bogdan, recomandă treaba asta ce ai spus-o tu, ca scoica să fie cumva amplasată cu spatele pe direcția de mers. Dacă citești cu atenție acele cărți care vin odată cu achiziționarea mașinii, o să vezi că ei recomandă treaba asta. Exact. Și vorbim de scoici, dar vorbim și de scaunelele rear-facing, care se recomandă până la o înălțime de până la un metru, poate și un metru și un pic. Asta înseamnă undeva aproximativ până la pe la 4 ani putem să folosim acele scaunele care sunt, de fapt, ultima generație de scaunele așa numite rear-facing. Nu sunt neapărat cele mai prietenoase aparent pentru copilul că stă cu spate în direcția de mers, dar sunt mult mai sigure pentru că în caz de accident suprafața de contact este mult mai mare cu scaunelul și nu avem riscul leziunilor cervicale, știut fiind faptul că și la un copil și la un adult, dar minte la un copil, în caz de impact, capul corpului respectiv este capăt o altă dimensiune din cauza inerțiilor. Și atunci generează acele leziuni la nivel cervical, știut fiind faptul că, așa cum spuneam, salvatorii, de fapt, când vin, de exemplu, primul lucru pe care ți-l aplică este gulerul cervical, tocmai din cauza acestor leziuni cervicale. Spuneai că și adulților se recomandă aceeași chestiune? Absolut. Din păcate, sunt prea puține mașini în care poți să folosești mersul cu spate, dar sunt acele monovolume sau dupe transport în care se poate folosi și mersul cu spatele. Dar nu neapărat ăsta este subiectul în discuția noastră de astăzi. Așa este. Dar mă gândeam deja la pasagerii din spate pe care îi mai transport din când în când, să-i așez invers. Nu știu, se descurcă ei, dar bine, ca o glumă. Asta e de relația voastră, Radu. Asta vedeți voi.
De exemplu, Euron, chiar dacă se pot transporta scoici sau scaunele care sunt speciale și pentru copii și pe locul din față după ce dezactivezi airbag-ul, nu se recomandă acest lucru. De fapt, Euron în cap, cei care testează siguranța mașinilor pe care noi le folosim, recomandă fixarea scaunelor de copil sau scoicilor doar pe locurile din spate. Dreapta spate pentru o mașină cu volan pe stânga este considerat locul cel mai sigur. Din perspectiva operării și accesului în mașina copilului, pentru că îl faci de pe trotuar și nu de pe zona carosabilului. Avem un alt punct pe care îl sublinea și care ar fi de remarcat. Copilul trebuie obișnuit de mic să stea în scaunel. Așa cum am spus, scaunel este foarte important să le fixăm corespunzătorul. Fie prin sisteme ISOFIX, acele care au aceste sisteme și mașina are sisteme aferente, fie prin fixarea centrului de siguranță ale mașinii. De aceea trebuie să fim foarte atenți, pentru că fixarea necorespunzătoare a scaunului de copil atrage, evident, creșterea riscurilor în caz de accident, dar nu fi protejat copilul în acest scaunel. Și nu este suficient faptul că punem pe copil în scaunel, trebuie să fixați și copilul în scaunel cu centurile scaunului respectiv. Copilul trebuie să stea în scaunel de copil până la o înălțime de aproximativ 1,35 m. Sunt diferite dimensiuni de scaune, sunt mai multe tipuri, se pot găsi foarte ușor pe net, dar toate țările din Europa recomandă minim 1,35 m și undeva aproape de 12 ani să stau copiii în scaunel de copil. Peste 1,35 m copiii poate să stea fără scaunel de copil sau fără înălțător, dar este obligatoriu să folosească centura de siguranță a mașinii, cu condiția că acesta să nu treacă peste gâtul sau peste fața copilului, evident, că atunci nu ne protejează în caz de impact. Și a sublina un lucru pe care noi, ca adulți, trebuie să-l facem, deci copilul să stea permanent de când crește, să știe, de când este mic, să știe că trebuie să stea în scaun și în centur fixat, și noi, ca adulți, să dăm exemplul aferent, adică să le fixăm și noi centura de siguranță permanent, pentru ca acel copil să vadă că nu doar el este pus în situația respectivă, ci și noi facem acest lucru, și este un obicei foarte bun care va avea efect și pe parcursul vieții copilului și creșterii, pentru că în acel moment va fi o depindere care îi va genera, doamne ferește, în caz de accident, îi va genera o protecție suplimentară, știut fiind că centura de siguranță este cel mai important sistem de siguranță pasivă, care are efecte, evident, doar în accidente rutiere. Este foarte important, sunt foarte importante lucrurile pe care le-am aflat în această seară și este foarte important să ne transportăm copiii într-un mod corect și în siguranță pe tot parcursul vieții lor, atunci când sunt transportați cu automobilul. Îți mulțumesc foarte mult, Bogdan Marișca, pentru informații. Sfatul de drum bun revine și săptămâna viitoare. Seară bună, îți dorim! Seară bună tuturor și drum bun să avem cu toții! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!